Spitalul Raional din Ialoveni a primit din partea unei asociații de voluntari din Italia o ambulanță și un lot important de echipamente medicale. Donația îi va permite personalului instituției să presteze servicii de o calitate mai înaltă, iar pacienților le va oferi confort și acces la investigații și tratamente pentru care anterior erau nevoiți să se deplaseze până la Chișinău. Lunar la Spitalul Raional Ialoveni sunt tratați în condiții de staționar circa 300 de pacienți. Fiecare al patrulea dintre aceștia necesită transfer pentru investigații, tratament și intervenții chirurgicale complicate în instituțiile specializate din capitală. Ambulanța pe care spitalul o folosește în prezent este veche și de multe ori se defectează în drum. Până acum spitalul beneficia de o mașină într-o stare foarte, foarte greu pentru a fi transportați pacienții. Practic erau pe brancardă transportați în alte instituții. Lucrăm cu Spitalul Republican, cu Institutul de Neurologie și pacienții și din spitalele terțiale la noi, la reabilitare și am fost nevoiți să apelăm la instituții internaționale de beneficiere. La solicitarea lansată de administrația spitalului a răspuns o asociație de voluntari din regiunea italiană Toscana. Cei mai mulți dintre membrii asociației sunt medici, de aceea știu cât de important este ca echipele să fie bine dotate pentru a salva vieți. Există deja un pod între Toscana și Republica Moldova prin intermediul diasporei din Italia și am făcut deja mai multe activități de donație pentru spitalele din țara voastră. Am reușit să descoperim această necesitate pentru spitalul din Ialoveni prin intermediul asociației ABC și am identificat o ambulanță în orașul San Gimignano prin Misericordia și iată am venit cu ea, dar și cu alte ajutoare. Pe lângă ambulanță, Spitalul Raional Ialoveni a primit în dar de la colegii din Italia și un aparat de ultrasonografie, dar și alte echipamente medicale de care instituția duce lipsă. Consider că toate ajutoarele materiale care le de orice țară pentru Moldova noastră sunt binevenite. M-am tratat în acest spital și medicii sunt medici foarte buni. Personalul se adresează față de noi tare bine. Multe aparate lipsesc și suntem nevoiți să le căutăm în altă parte. Dar se vede dorit să le avem pe loc. Noi suntem mulțumiți că în colaborare cu asociația ABC au colaborat cu consulatul în Italia, au găsit această donație și acum au prezentat-o, au adus-o aici la noi și este un lucru foarte important pentru ce le mulțumim din suflet. Anual, până la 4500 de pacienți urmează tratament staționar în Spitalul Raional Ialoveni. Personalul medical, dar și beneficiarii sunt convinși că noile echipamente vor face serviciile acordate mai calitative.